Specialiștii Bibliotecii Municipale Ion Barbu din Câmpul Lung recomandă ca lectură în această săptămână o carte de versuri. Este vorba despre volumul Anastasis, ce poartă semnătura poetei Daniela Voiculescu. Cartea a văzut lumina tiparului în acest an și adună între copertele sale textele literare scrise de către autoare în perioada pandemiei. Titlul este relevant în acest sens, Anastasis însemnând înviere. Volumul cuprinde 190 de poeme, toate având o amprentă personală, ceea ce scoate în evidență talentul poetei. Recomandarea bibliotecii pentru săptămâna aceasta este volumul Anastasis al Danielei Voiculescu, poet și numerolog, care a scris peste 22 de volume de carte în urma unei cumpene pe care a avut-o în viața dumneaei. Pentru a vă trezi interesul pentru acest volum, aș vrea să vă citesc o poezie. Nu pleca, Anastasis. Închid ochii și văd zbaterea îngerilor. Este un război și sus. Copiii strâng penele îngerilor și suflă în ele ca în păpădii. Copiii nu visează, copiii cred în minuni. Copiii au un fel de a trăi iubirea, la fel ca în rai. Închid ochii și văd speranța, albăstruie, claritate. Și strig, mă strig, nu pleca Anastasis. Copiii strâng mii de dorințe în palmele lor. Rămâi, Anastasis, așa cum rămân dorurile în florile de tei, valsând, valsând, valsând. Vă așteptăm să împrumutați acest volum. Cartea a fost lansată săptămâna trecută la Biblioteca Municipală și s-a bucurat de o caldă primire din partea publicului. Cei care doresc să împrumute volumul de poezie al Danielei Voiculescu se pot adresa bibliotecarilor din cadrul Instituției de Cultură. Totodată, sala de lectură a bibliotecii stă la dispoziție celor care doresc să parcurgă paginile acestei cărți.